de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. O nouă săptămână, o nouă zi, încă o cafea aici pe Știri din Neamț și Mesagerul din Neamț foarte curând. Vă spunem bună dimineața și să încercăm să intrăm abrupt în emisiune. La finalul acesta de săptămână și tot finalul a fost dominat de o falsă agendă de acum, numirea noii conduceri la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Ar trebui să vedem lucrurile așa cum sunt. Numirea s-a făcut, a fost preluat spitalul de o echipă condusă de chirurgul Verzea, un fost medic militar, nu cum s-a mers în, cum s-a vehiculat în presa națională ca actual medic militar, un fost medic militar, om care s-a mai ocupat cu managementul la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Cum spuneam, rămâne să de văzut dacă domnia sa se va implica în actul de management sau dacă va lăsa echipa de funcționari din spate să se ocupe de acest lucru și se va axa mai mult pe actul medical. Dar lucrurile de acum merg înainte. Au fost făcute niște valuri în perioada aceasta cu dezvăluiri de la spital, mai mult sau mai puțin consistente. O să trăim, o să vedem ce se întâmplă. Până atunci însă vreau să vă spun că nu numai spitalul există în județul Neamț. Nu se învârte totul în jurul spitalului, pentru că această criză generată de coronavirus are și alte conotații. De exemplu, s-a cam neglijat în presă. Mesagerul de Neamț a încercat și 10H la fel a încercat să vă țină la curent cu noutățile din sistemul de învățământ. Ce se întâmplă în învățământul nemțean? De aceea astăzi aș vrea să purtăm câteva minute o discuție cu inspectorul școlar general Mihai Obreja și după aceea pe final să intrăm în direct și cu domnul prefect. Bună dimineața! Bună dimineața! Am intrat în direct cu Mihai Obreja, inspector școlar general al județului Neamț. Domnul Obreja, bine ați venit la cafea, ca să spun așa. Bine, bine v-am găsit și salutăm pe cei care ne urmăresc la această oră. Domnul Obreja, aș vrea să începem direct. Spuneți-mi, în acest moment, care sunt prioritățile în învățământ și, dacă se poate, cât mai concret? Prioritățile în învățământ la această oră sunt reprezentate, în primul rând, de pregătirea copiilor pentru cele două examene, evaluare națională și examenul de bacalaureat. Pregătirea școlilor în acest sens, s-au luat măsuri și de la nivel de inspectorat școlar, dar și cu sprijinul administrației locale. Nu am semnale la această oră că școlile n-ar fi pregătite pentru această perioadă 2-12 iunie, perioada de pregătire a examenului. Domnul general, școlile sunt pregătite, dar care este feedback-ul de la elevi? Da, astăzi voi avea și un feedback din școală. Le-am solicitat, au termen până astăzi să transmită exact programul pe care îl au, programul orar. Avem obligația să transmitem la Direcția de Sănătate Publică perioada și programul orar, pentru că dumnealor monitorizează această activitate desfășurată în școli. Domnul general, semnalele pe care da. Le-am și eu, nu sunt mulți copii care și-au exprimat dorința de a participa la aceste cursuri de pregătire și cred că o să ne înscriem cam în trendul național. Eu am văzut niște date pe alte județe, pe București cred că am văzut ceva, acolo se vorbea de cam 25% prezență. Eu sper la noi să fie o prezență mai mare, cu toate că aici depinde exact de fiecare școală cum a reușit să comunice
cu elevii pe de o parte, cu profesorii pe de altă parte. Acum, cred că la nivel de comunicare cu profesorii nu este o mare problemă în școli. Problema este dacă elevii dau importanță acestor pregătiri, mai ales cei de clasa 8-a și de a 12-a, care, să fim cinstiți, cam fac pregătire altfel, separat. Este adevărat, da. Importanța pe care o acordă copiii acestei perioade de pregătire nu este cea mai mare, să spunem, sau nu reprezintă pentru ei o prioritate, pentru că cei mai mulți s-au pregătit din clasa 7-a, în primul semestru sau chiar până în martie, până când au fost suspendate cursurile. Și lucrurile acestea se petrec nu numai în urban, ci și în rural. Doi, și programa este mai redusă, practic din anul terminal este numai materia care a fost parcursă până în luna martie și același lucru este valabil și la examenul de bacalaureat. Trei, și în perioada aceasta de învățare online, la clasele terminale a 8-a și a 12-a, accentul a fost pus tot pe pregătirea examenelor. S-au lucrat în mod constant, s-au lucrat variante de subiecte, inclusiv Ministerul a stimulat pregătirea aceasta prin faptul că săptămânal a pus pe site-ul Ministerului, a plasat acolo variante de subiecte, teste de antrenament, pe care dacă elevii le-au parcurs și au avut și un feedback de la profesori, noi spunem că sunt în stare, chiar în aceste condiții speciale, să treacă cu bine peste acest examen. Am primit și procedura specială pentru examenul și de evaluare națională și examenul de bacalaureat. E vorba de copii aflați cei cu CES, dar nu numai, și copii care vor fi în situații speciale în momentul susținerii examenului, ca să nu-l pierdă, vor avea posibilitatea să susțină examenul cu subiectul de rezervă la momentul stabilit prin procedură. Spuneți-mi ce proceduri în cazul examenului sunt pentru elevii din Republica Moldova, de exemplu, pentru că sunt destui care vin și la pregătire și la examen. Noi am transmis o adresă la Direcția de Sănătate Publică. Este adevărat că pe vechiul ordin, pe 4220, prin care le-am solicitat un punct de vedere sau un plan de măsuri privind participarea elevilor din Republica Moldova la examenul de bacalaureat și ne-au dat un răspuns. Deci pot locui și în internate, au pus condiții acolo să fie câte unul în cameră și pot participa fără probleme, deci sunt exceptați de la ceea ce înseamnă carantinare, izolare, cei care provin din Republica Moldova și nu numai, cei care sunt elevi din țările vecine. Da. Deci n-ar fi, să spunem noi, o problemă. Noi la nivel de județ ne-am din evidențele pe care le avem. Sunt, cred că, în jur de 50 de copii din Republica Moldova care ar putea să participe la examenul de bacalaureat. Am înțeles că sunt probleme în organizarea, nu știu, pun ghilimele, admiterii la clasa 5-a în liceele în care se organizează și examenele de bacalaureat. Da, acolo este o prevedere, deci este un document sosit de la minister prin care se dă acceptul pentru organizarea constituirii clasei a 5-a la licee, acolo unde e cazul, cu o condiție, cred că este acolo, că în perioada aceea în care are loc testarea, cred că 26-30 iunie, să nu fie centru de evaluare PAC în unitatea școlară respectivă. Ceea ce ne poate crea oarece dificultăți, dar putem merge către școlile generale, pentru că la PAC... Paranteză, domnul general. Școlile generale care sunt văduvite de elevii care dau examen la colegii, nu?
E adevărat. Și acum le sar în ajutor ca să organizeze examenele pentru colegii. Da, aici aveți dreptate. Nu va fi, să sperăm, o problemă mare, pentru că... Eu să fiu director la o școală generală, în apropierea unui colegiu care îmi ia elevii, m-aș mai gândi dacă aș face acest gest. Dar cred că avem și la licee, pentru că noi nu vom avea decât, cred că, 4 centre zonale de evaluare. Deci se vor corecta cel mai probabil tezele în județ, exact ca și la evaluarea națională. Și atunci cele 4 centre vor fi, cred că, 2 pe Piatra Neamț și aici avem liceul Gardianu, care în area 5-a și școală mare, mai avem, cred că, încă un liceu cam în aceste condiții. Și un centru la Târg, probabil și unul la Roman, ca să nu plimbăm nici profesorii, ori să ajungă numai tezele în zonele respective, în centrele de evaluare. Eu zic să ajungă tezele completate deja, pentru că n-ar mai fi o problemă atât de mare. Domnul general, cum e cu probele de aptitudini? Că eu încă nu m-am lămurit. Nu mai e nevoie de aptitudini? Deocamdată nu avem nimic aici venit de la minister pe probele de aptitudine. Avem acum videoconferință, deja suntem pregătiți să intrăm la ora 9. Ne-a sosit o modificare la calendarul admiterii la învățământul profesional, inclusiv profesional dual. A sosit calendarul la gradațiile de merit și eu sper să vină... Păi spune cine, domn general? Spuneți-ne, cum e cu gradațiile de merit, că astea sigur interesează. Da, ăsta e lucrul cel mai important, cred că, pentru cadrele didactice. Aici primim telefoane, inclusiv pe tel verde, inclusiv la inspecție. Dar nu, de ce nu faceți pe Zoom câte o ședință? Am făcut ședințe. Pentru chestia asta, că sigur vă spun că va fi prezență. Participă toată lumea, nu. Am făcut ședințe cu directorii și am reușit să le comunicăm în timp util, spunem noi, tot ceea ce a venit de la minister. Domnul general, ar fi foarte interesant să faceți evaluarea dosarelor online, adică, da, în direct. Știți? Da. Dosarul X. Ia, hai să vedem câte adeverințe are domnul profesor și, pe urmă, ne uităm să vedem dacă inspectorul de specialitate are și el adeverință pe aceeași activitate făcută de profesor. Da, asta este o poveste veche. Punctul meu de vedere în legătură cu gradația de merit a fost exprimat și public. Eu nu am mai depus pentru gradație din 2018. Nu voi depune nici acum, mai ales că sunt și pe funcție aici. Am un principiu, țin foarte mult la el. E o problemă veche în învățământ și nu numai cea evaluării evaluatorilor. Cine sunt cei care până la am înțeles. Un punct ne evaluează. Da. E un punct de vedere personal. L-am exprimat. Spuneți-ne un pic. În perioada aceasta, ca să școlile vor fi și vizitate, deci voi merge și eu să văd câteva școli, cum sunt pregătite pentru 2-12, dar mai ales pentru examene. La evaluare națională există posibilitatea și la o structură să constituim centru de examen, cu o condiție să fie peste 10 elevi, dar din semnalele pe care le-am până acum, probabil nu vor fi astfel de centre, atunci ne ușurează munca. În schimb, au dumnealor o problemă, cea legată de transport, dar aici am cerut avizul DSP, am primit un răspuns cu măsurile pe care trebuie să le ia școlile, ceea ce privește transportul școlar și... Până la urmă, dacă țin cont de acele măsuri, nu vor fi probleme. Spuneți-mi un pic, copiii care vin la clasa 8-a la pregătire acum, de exemplu, hai că în Piatra Neamț sau în orașe avem asistenți medicali din majoritatea școlilor. La comune ce se întâmplă? Și la comune. Deci eu i-am întrebat în videoconferință săptămâna trecută, nu mi-a raportat nimeni situații de genul acesta când au asistent sau medic. Eu trebuie să primesc, cred că chiar acum, la început de săptămână, lista cu tot ce înseamnă medici, cadre medicale, asistenți de la Direcția de Sănătate Publică. Este obligația dumnealor să mi-o transmită și eu să verific mai departe
dacă au acoperit toate unitățile școlare. Cu domnul director am colaborat bine și m-a asigurat că în mediul rural, de exemplu, vor fi medici de familie, vor fi asistenți medicali care sunt în subordinea administrației locale. Eu sunt curios dacă în localitățile în care nu avem medici de familie, că avem și așa ceva în județ, ne putem lăuda și cu așa ceva. Vedem exact cum stau lucrurile, pentru că normal, fără medic, nu se poate. Am văzut acum ultimul ordin din 22 mai al Ministerului de Interne, Administrației și Internă și Ministerului Sănătății în legătură cu obligativitatea purtării măștii și cu utilizarea celor termoscanere și inclusiv la asta se referă la asistența medicală. Primim întrebări pentru dumneavoastră, domnul general. Ce măsuri au fost luate la nivel de județ din cei circa 57 de copii, spune telespectatorul nostru, aproximativ 7.000 nu au acces la internet sau un dispozitiv? Din datele da, pe care... E o cifră care e discutabilă. Corectă, ușor discutabilă, pentru că în cei 7.000 intră toți copiii, indiferent de familia din care provin, așa mi-au raportat școlile, au transmis în sistemul acesta informatic integrat, numai că pe o analiză noastră făcută anterior și o analiză, spunem noi, cât de cât corectă, erau în jur de 5.800. Vreau să vă spun că peste 1.000 de tablete au fost deja achiziționate, deci au ajuns în școli. Achiziționate de cine? De autoritățile locale sau de sponsori. Inclusiv un sponsor a venit către inspectoratul școlar, i-am indicat acolo 10 școli din rural și au distribuit câte 15 tablete la fiecare școală. Așteptăm acum să vedem ministerul exact când va face achiziția, care va fi numărul de tablete care vor veni către inspectoratul județ Neamț și noi le vom distribui tot în funcție de anumite criterii. Până la urmă, cred că este și normal. A făcut un lucru bun la Roman, domnul primar, a gândit printr-o hotărâre de Consiliu Local un program care să fie anual derulat prin Direcția de Sănătate, Direcția de Asistență Socială și anume să distribuie în fiecare an tablete exact pe modelul Euro 200, adică să îndeplinească totuși niște condiții minimale. Domnul general, e mai ușor la oraș, știți? La oraș este mai ușor. Dar ce vreau eu? Țară, și în mediul rural, să știți că sunt primării care au încheiat contracte cu operatori de telefonie mobilă, de exemplu, le asigură și internetul și tabletele pe o perioadă de timp. Au făcut dumnealor achizițiile, au dat produsele, echipamentele către școli în anumite condiții, bineînțeles. Bun, acum haideți ca să nu vă mai țin că intrați pe videoconferință la ora 9. Spuneți-mi un pic, ce ne puteți spune despre modul în care li se oferă condiții de pregătire profesorilor pentru învățământul online? Există vreun plan în Neamț pentru așa ceva? Pregătirea profesorilor este, în primul rând, atributul casei corpului didactic. Există un program care este, de fapt, al Ministerului și se desfășoară și în județul Neamț, programul CRED, în care au fost antrenați și din județul Neamț câteva sute de cadre didactice, dar este puțin în raport cu ceea ce înseamnă învățământul online astăzi. Are și Casa Corpului Didactic obligația aceasta să depună programe de formare, ele să fie avizate la nivel național și după aceea primi și fondurile necesare. Domnul general, pentru derularea lor. Domnul general. E un drum lung și aproape se poate și închide. Așa, apropo de drumul lung. După părerea mea, eu cred că pregătirea aceasta se poate realiza și la nivel de unitate școlară. Acolo aici vroiam să ajung. Și avem școli unde se realizează astfel de programe de perfecționare.
Și cred că ar fi mult mai util ca acești bani, dacă se alocă, și eu sper să fie bani pentru formare, pentru că învățământul acesta online nu e doar o secvență acum, anul acesta, eu cred că... Va fi în continuare, da. Va fi în continuare și atunci dacă nu investim de pe acum, deja pentru CRED, pentru programul CRED, Ministerul a alocat bani. Deci vor urma cursuri, numai că le-au pus pe perioada de vară acum și mai greu de crezut. Nefericită denumirea programului ăsta CRED. Știți? Da. Că te duce cu gândul spre crede și nu cerceta. Dar, domnul general, dacă tot vorbeam de Casa Corpului Didactic, a plecat vreo propunere de la Inspectoratul Școlar pentru un nou director la Casa Corpului Didactic, având în vedere că, teoretic, pe 28 ale lunii s-ar încheia mandatul doamnei Florentina Moise. Da, au fost niște discuții, dar eu personal n-am transmis o asemenea propunere și ca să fiu corect și în cazul meu, când am fost numit atunci prin ordin de ministru, au fost niște discuții, pe mine m-a contactat atunci ministerul, eu vă spun exact cum s-a procedat, mi s-a cerut un acord, l-am dat după o zi, am așteptat un pic, l-am semnat și după aceea a venit numirea. Deci este posibil să se întâmple cam același lucru și de data aceasta. Dar nu aveți știință de niște nume. Nu am eu știință și chiar dacă aș avea ceva, nici nu vreau să risc, adică să dau un nume și să apară altul, vă dați seama. Nu, dar puteți să ne dați mai multe care au fost trimise ca propuneri și după aceea e sigur că nu se greșește atunci. Da, cred că mai este și la doamna inspector general ajung la eu, cred că se închide mandatul. Dumnealor au avut anul trecut. A, deci ambele, da. Asta este o știre. Deci nu vom avea o singură. Asta este o știre, nu vom avea o singură schimbare după 28, ci probabil două. Nu zic că încetează mandatele la sfârșitul lunii, după și trebuie să le înlocuiești, nu? Încetează mandatele la jumătate dintre inspectori, pentru că anul trecut au primit, să spunem, o bonificație acolo, li s-a prelungit mandatul de 4 ani cu încă un an. Am înțeles. Vă mulțumesc, vă doresc videoconferință benefică pentru elevi și profesori. Pentru elevi trebuie să fie în primul rând. Și pentru profesori. Și pentru profesori, că sunt cei care, ca și medici, au muncit și ei în această perioadă, chiar dacă... Unii mai mult, alții mai puțin. Mai mult, dar așa s-a întâmplat și în rândul medicilor. N-au muncit chiar toți la fel, ca să fim corecți, și atunci criticile acestea la adresa educației, unele justificate, dar sunt destule și nejustificate și aici ținte au fost în primul rând profesorii, pentru că nu s-a înțeles că activitatea aceasta online cere o pregătire specială și cere mult mai mult timp decât pregătirea pe care o realizezi atunci când desfășori activități față în față. Ne oprim aici, domnul general, vă mulțumesc. Mulțumim. La revedere. La revedere. Deci ați văzut cam care ar fi problemele în acest moment în învățământ. O să încercăm de acum înainte să intrăm într-o activitate normală la această emisiune, să nu ne mai raportăm doar la COVID. De aceea am vrut să vorbim cu domnul general. Am aflat și că vom avea aproape sigur schimbări de la nivel instituțiilor de conducere din învățământ și acum o să încerc să... Uitați, nu că o să încerc, am reușit să vă luăm legătura cu domnul prefect George Lazar. Bună dimineața, domnul prefect! Bună dimineața, domnul Vali! O săptămână bună și pare rău că nu vă pot servi cu o cafea decât așa virtual. Vreau să știți că exact în secunda asta îmi iau o cafea, așa că bem cafea împreună. Da, domnul prefect, vorbisem cu generalul Obreja înainte. Domnul prefect, haideți să vedem un pic care e situația la zi pe datele care le aveți dumneavoastră în județul Neamț vis-a-vis de coronavirus. Aș vrea pe scurt, dacă se poate. Datele că ce interesează, cred că mai mult opinia publică,
Și e de notat că în ultima perioadă de timp, în ultima săptămână, să spun așa, și în județul Neamț, ca și pe în întreaga țară, suntem într-o zonă în care numărul de pozitivi nu a mai crescut în mod deosebit. Suntem într-o zonă în care am ajuns pe un platou și de aici sperăm să fim în, și în perioada următoare pe o pantă descendentă. Deci, la momentul ăsta, lucrurile arată înspre bine. Cum stăm cu centrele de carantină în momentul ăsta? Câte mai avem în județ, domnul prefect? Unde sunt probleme, cred că vreo 3, dar două dintre ele cu probleme mari, Păstrăveniu și Sancta Maria. Deci doar astea două au rămas cu probleme mari. Păi da, la Păstrăveniu cred că avem aproximativ din total beneficiari și lucrători, cred că am ajuns aproape la 200. Da. Domnul prefect, în alte domenii de activitate, ce semnale aveți din județ? Cum au reacționat societățile comerciale? S-a început activitatea la turație maximă? Nu discutăm aici de hoteluri și de... Nu. Din păcate, economia, chiar dacă dă semne de revenire, pașii sunt mici, din punctul meu de vedere. Și de ce stau de vorbă cu diversi administratori de societăți comerciale, mijlocii, mari, semnele sunt înspre bine, dar pași foarte mici. E nevoie să mai treacă timp, e nevoie ca lucrurile să așeze nu doar în România, ci în întreaga Europa, pentru că suntem interconectați și orice eforturi s-ar face în România, e nevoie ca și piața europeană să absoarbă, care este strânsă legătură cu România, să absoarbă tot ceea ce înseamnă exportul din România. Bine, acum nu știu cât mai exportăm noi, mai ales din județul Neamț. De fapt, da, avem câteva societăți care mai exportă. Avem câteva societăți, avem agricultură, iar iarăși e o problemă la agricultură, pentru că lipsa seceta prelungită și lipsa precipitațiilor duce anul ăsta la o prognoză unde va la aproximativ 30-40% pierderi față de anul trecut, dacă nu și mai mult. Da, domnul prefect, tocmai vorbeam cu domnul Obreja mai devreme și îl întrebam așa, cu multă naivitate, ce se va întâmpla după data de 28 la Casa Corpului Didactic și cu niște posturi din Inspectoratul Școlar. Am înțeles că și doamna general Laiu își termină mandatul, general adjunct, fost general prim, așa, își termină mandatul. Și l-am întrebat cu multă naivitate dacă după data de 29 vom putea consemna niște numiri noi. Dânsul mi-a spus că nu își poate permite să vorbească acest lucru, pentru că nu își poate permite, dar bănuiesc că dacă nu își poate permite el, poate vă puteți permite dumneavoastră. Nu e vorba de cine își permite, ce nu își permite, probabil. Odată nu eram la curent exact cu data de 20. Era o glumă, domnul prefect. De permis își permite oricine, nu oricine își permite să o facă așa cum trebuie. Asta e alt discurs, corect. De acord cu dumneavoastră. Nu eram la curent că expiră mandatele la ale generalului adjunct de la ISJ și a doamnei de la Casa Corpului Didactic. Dacă se expiră mandatele, probabil că vor fi făcute propuneri, numiri de către minister, de către ISJ. ISJ-ul face propunere, ministerul o validează. Probabil că ISJ-ul va face propuneri. Noi sau va merge în continuare în aceeași formulă. Decizia aici e la domnul Obreja, la ISJ. Dar la Casa Corpului Didactic, cred că e o instituție care se subordonează direct ministerului, dacă nu mă înșel eu. Urmează să vedem. Dar probabil că se vor face propuneri noi. Am înțeles. De asta am încercat, vedeți, cu multă naivitate am încercat. Am zis că poate aflăm ceva. Domnul prefect, spuneți-ne un pic, primesc întrebări pe chat și pe telefon. Ce se mai întâmplă în acest moment cu spitalul modular? Știți ceva? Domnul Igata? Nu știu, eu v-am întrebat pe dumneavoastră în calitate de prefect, bănuiesc că ați fost... Că nu e la noi,
prefect de Țării Neamț. El a ales că la Iași. Bun, da, eu știu, colaborați foarte bine cu prefectul de Iași, adică... Da, colaborez foarte bine cu prefectul de Iași, nici el nu știa nimic. Nici el nu știa nimic, da? Adică nu l-a văzut să fie construit, de asta zic că nu știa omul, că... Păi eu mi-aduc aminte că undeva se estima că la jumatea sau undeva 19 mai, 20 mai, așa, să fost deja gata, dacă mi-aduc bine aminte. Am înțeles. El nu este gata, din datele pe care le-am văzut că e o întreagă discuție cu privire la modalitatea de atribuire a contractului. Nu știu, acolo contractul e făcut prin Euronest, prin forma de asociere interjudețeană. Înțeleg că ar fi probleme la contract. Ce am văzut că a titrat presa mai departe, această formă de asociere Euronest se ocupă de ceea ce înseamnă achiziția spitalului modular. Eu, din datele pe care le-am până acum, înțeleg că nu a început construcția acestui spital. Ce? Asta am vorbit chiar nu ieri, că a fost duminică sâmbătă cu domnul prefect de Iași, să văd ce detalii noi mai știe și dumneavoastră. Nici nu știa foarte multe detalii, să știți. Dar înțeleg că nu au început lucrările efectiv. Am înțeles. O altă întrebare primită. Ce ne puteți spune despre drumul Bicaz-Poiana Teiului, dacă ați mai avut discuții cu cei de la drumuri naționale sau cum se cheamă ei, DRDP? Da. Am avut discuții chiar săptămâna trecută. Urmează ca forma de asociere, constructorul până la urmă, pentru că sunt trei firme care sunt în asociere pe Bicaz până la albui pe DN15, urmează să-și depună toate actele justificative la DRDP Iași pentru a primi decontul. Din momentul în care își primesc la decont sumele de bani restante, vor putea construi mai departe. Deci vor putea merge mai departe. De când a venit ministrul transporturilor la Neamț, la Piatra, acum ceva timp în urmă, o lună jumate, chiar două, a existat această discuție ca cei care au construit acolo, firmele care au construit, să depună toate actele la DRDP Iași și să-și încheie formula din punct de vedere tehnic pentru decont cu DRDP Iași. Doar că nu și-au depus, din datele pe care le-am eu, nu și-au depus toate actele justificative, inclusiv la proiect nu este vizat de către Agenția de Mediu. Nu este vizat de diriginte sau diriginții de șantier, de supervisori de pe lucrare, și atunci el este blocat, dar nu din punct de vedere, pentru că banii sunt alocați, nu din punct de vedere a DRDP Iași sau a Ministerului Transporturilor, ci din cauza constructorului. Domnul prefect, hai să spunem, constructorul va persista în această, să-i spun eu, stare de ambiguitate, și nu va depune. Deci va persista și nu va depune actele astea. Ce ne facem cu drumul în condițiile astea? Mă scuzați, alo? Mai sunteți? Da, o secundă, că nu am semnalul foarte bun. Imediat să am semnal. Mă auziți acum? Eu vă aud foarte bine, domnul prefect. În regulă. Dacă constructorul nu știe legațiile voastre. Da, într-adevăr, domnul prefect este într-o zonă fără semnal bun. Dacă nu-și revine în câteva secunde... Eu vă aud foarte bine acum. Acum vă auzim și noi pe dumneavoastră, domnul prefect. Deci dacă nu depune, ce se întâmplă? Dacă nu își depun actele în mod corect, constructorul o să aibă penalități, penalizări la timpii de execuție ai contractului și în dauna... Da, eu speranța o am că vor depune toate actele. Bine. Dar ceea ce este urât, ce s-a manipulat în rândul opiniei publice, mai ales în zona comunităților de pe Valea Muntelui, că, vezi, doamne, sau vezi tipurile, guvernul Ludovic Orban sau Ministerul Transporturilor blochează construcția și finalizarea acestui drum. Este o idee falsă, este o idee acreditată în mod mincinos de unii sau de alții prin județul nostru,
Pentru că Ministerul Transporturilor și Compania Națională au acordat și au susținut din punct de vedere financiar toate sumele de bani pentru decontare conform contractului. Doar că partea care nu s-a citat de obligațiile contractuale este nimeni altcineva decât constructorul care lucrează pe acel sector de drum. Acolo este problema. Să nu-ți depui actele la timp, să nu depui actele din punct de vedere tehnic așa cum trebuie, așa cum te-ai angajat ca să termin lucrarea și după aia să dai vina în mod nejustificat și în mod mincinos pe Guvernul României, asta nu este absolut deloc ok, pentru că omul simplu nu are de unde să știe care sunt hățișurile, fie legislative, fie tehnice. Omul simplu trebuie să meargă pe acel drum. Iar ca să-l minți pe om să-i spui că guvernul nu vrea să termine drumul, sunt afirmații mincinoase și manipulatoare. Deci ca să tragem o concluzie... Politic mai da. Corect și mai exact. Ca să tragem o concluzie, dacă se depun actele și toată documentația, banii se dau și poate continua lucrarea. Deci în secunda 2 se fac plățile și constructorul mai are undeva la aproximativ 20% de finalizat din total lucrare, ceea ce înseamnă că într-o perioadă de aproximativ 2 săptămâni încărcat o lună de zile, drumul ar trebui finalizat, lucrarea ar trebui finalizată, iar drumul retat în bune circulații. Ca să spun așa, să vă audă DRDP-ul și constructorul și să putem circula pe acel drum cât mai repede. DRDP-ul ne-a auzit și am vorbit inclusiv cu domnul director Pilă de la Iași. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe domnul director? Pilă Dan. Pilă? Pilă Dan. Este perfect. De aceea, aici chiar e un nume bun, ca să spun așa, de director la drumuri. E un nume bun în general, dar e un director, din punct de vedere a părții tehnice, este un director foarte bun la DRDP și a fost director foarte mulți ani, domnul Pilă. A fost, la un moment dat, dat deoparte, s-a judecat, a revenit înapoi. Sincer, e un om profesionist. Sincer, nici nu mă așteptam să nu fie director foarte mult timp. Dar haide să lăsăm gluma la o parte. Eu sper să vedem drumul făcut cât mai repede și vă doresc o săptămână bună cu vești cât mai bune pe domeniul acesta al coronavirusului, dar și pe al reluării vieții normale în județ. Cele bune! Ajungem la 1 iunie, domnul Pali, și în momentul în care ajungem în zona 1 iunie se va face evaluare a celor 2 săptămâni după data de 15, când am ieșit din starea de urgență, se va face o evaluare clară a celor 2 săptămâni cu măsuri într-o zonă de relaxare și ideea este de a merge mai departe, dacă lucrurile vor arăta bine, tot pentru măsuri de relaxare și după 1 iunie, ceea ce și din punct de vedere economic, dar și social, lucrurile tind să meargă într-o direcție bună. Am uitat să vă întreb ceva, îmi cer scuze, știți, așa vin idei. Ce se întâmplă la instituția aceea care are grijă de sănătatea noastră, de animale, de carne, de... Am uitat cum se cheamă, direcția DSVSA. Am înțeles că s-au făcut rotații cu șefi? Am citit și eu în presă, cred că sâmbătă, și am primit astfel de întrebări. Răspunsul meu și atunci și acum este că la acest moment nu am știință de modificări ale structurii de conducere. Dacă domnul director Ulea a fost detașat sau nu, sau dacă în locul lui a fost detașat altcineva. O să văd astăzi, o să facem adresa oficială, să vedem despre ce e vorba și o să sunăm la autoritate la București, la Autoritatea Națională pentru... Siguranța alimentară. Nu, mă gândeam că e important, inclusiv la nivelul, cum se cheamă, astea de urgență, care conduce... Așa, pentru ca să știți pe cine invitați, ca să spun așa. La noi invităm întotdeauna directorul. La momentul ăsta discuțiile le avem cu domnul Ulea, normal. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc o săptămână bună. Numai bine. Numai bine, cu respect. Stimați telespectatori, ați văzut cum stau lucrurile, deci suntem într-o zodia, cum să spun eu, schimbărilor continue.
Ne așteptăm la schimbări la Inspectoratul Școlar Județean, poziția a doua, la Casa Corpului Didactic, la sanitar veterinar s-au făcut modificări de genul cel de la București a fost trimis la Arad, cel de la Arad undeva prin Botoșani, probabil, sau Vaslui, ca să simtă și ei care sunt, să vadă și ei frumusețile țării acesteia la perioadă de coronavirus, când se circulă mai ușor. Am înțeles că și la Neamț, domnul Ulea, trebuie să presteze în altă parte și se face pe margine o încălzire, întrucât tot ALDE nu mai este la guvernare, s-ar putea ca domnul subprefect Albe să ocupe în sfârșit postul visat de la DSVSA, măcar pe o perioadă scurtă de timp, ca interimar. Da, om trăi și om vedea. Până atunci vă spunem o săptămână minunată, o zi minunată, poate un pic mai călduroasă decât cea de ieri și cea de-alaltă ieri și să mergem înainte, beți cafea dimineața la cafeaua de dimineață, dar cu grijă multă, nu foarte multă, nu foarte tare, după cum vedeți, câteodată poate cauza cafeaua de dimineață. Cele bune!